Bine v-am găsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul AgroTV. Horticultura românească este și va fi în continuare afectată de schimbările climatice. Variațiile de temperatură și lipsa de precipitații influențează deja productivitatea culturilor legumicole. În anumite zone de la noi din țară, acest lucru poate duce la abandonarea sectorului horticol de către foarte mulți fermieri. Specialiștii mediului academic de la Facultatea de Horticultură București spun că în acest sector trebuie adaptată întreaga tehnologie aplicată în funcție de evoluția condițiilor pedoclimatice. Cu toții vedem de la o zi la alta că lucrurile stau diferit. Chiar și în acest an avem un decalaj foarte, foarte mare al vegetației, deci o pornire timpurie în vegetație la multe specii. Și vă pot spune un lucru, că firmele românești chiar sunt pregătite și au început să-și introducă în portofoliu produse specializate pentru protecție, spre exemplu, pentru îngheț. Deci, cumva, lucrurile acestea merg mână-mână și companiile încearcă să facă, să întindă, să ofere, de fapt, un suport fermierului, cum se poate să facă față. La diferite provocări și aici, când vorbim de schimbări climatice, vorbim de un complex de schimbări climatice, însă reziliența despre care vorbim la nivel atât de genetic poate fi completată foarte bine cu produse profesionale, bine aplicate în cunoștință de cauză de către absolvenți de-ai noștri eventual sau cei care lucrează și practic agricultura la modul cât se poate de serios și profesionist. Am luat schimbările climatice un pic în derâdere. Mi s-a părut că nu o să ne afecteze chiar atât de grav, dar ați văzut că ne afectează, pentru că uitați-vă, suntem în luna martie și e frig, în luna februarie am umblat în tricou, deci cred că probabil va trebui într-adevăr să găsim niște oportunități și niște rezolvări ale unor probleme cu care ne vom confrunta din ce în ce mai mult. Ce mai putem cultiva în România ca să avem producție și de ce nu să avem profit? Păi cred că putem să cultivăm orice, dacă învățăm să facem tehnologia cum trebuie. Eu însă aș recomanda, în primul rând, culturile, cel puțin pe legumicultură, că eu profesor de legumicultură sunt, aș recomanda culturile în spațiile protejate. Deci fie că e vorba de sere, fie că e vorba de solarii, iar pentru culturile în câmp aș recomanda să rămânem pe specii mai puțin pretențioase, rădăcinoase, bulboase, iar pentru culturile foarte pretențioase, eu spun că ar trebui deja să ne orientăm către spațiile protejate. Valoarea pământului din jurul gospodăriei. Mulți săteni se plâng pe bună dreptate că banii sunt insuficienți pentru traiul zilnic, că totul se scumpește de la o zi la alta, iar stresul problemelor zilnice le afectează sănătatea. Un legumicultor argeșan are câteva soluții prin care își ușurează și munca, dar și viața cotidiană. Dacă sunteți curioși care sunt metodele aplicate de acest fermier, vă invităm să vedem împreună materialul următor. Legumicultor cu experiență, dar și demn urmaș al părinților săi care puneau preț pe fiecare palmă de pământ, Constantin Busuioc nu duce lipsă de nimic, ba din contră, face și bani frumoși din vânzarea legumelor, pe toată perioada anului. Suntem în comuna Poenari, satul Groșani, la familia Busuioc. Deci aici avem acest mic solar, am pus pentru familie, pentru prieteni, pentru cine mai are nevoie. Avem salată, avem mărar și ceapă. Deci astea le-am pus în toamnă. Am mărat frumos terenul, am udat, l-am dezinfectat un pic cu niște var și am plantat salata. Am pus câte 4-5 bobițe în fiecare cuib așa. Și folia peste ele până a ieșit, până a dat din semințe. Salata verde încolțește cam în 2-3 săptămâni, iar după această perioadă sunt necesare alte lucrări care să favorizeze dezvoltarea, ținând cont că iarna temperaturile sunt scăzute, iar legumicultorul, mergând pe costuri minime, nu încălzește solarul. După aia am pus niște fiare arcade frumos și am săltat peste și toată iarna l-am ținut ăsta. Când o perioadă m-am uitat și eu până ele, am văzut, mai trebuie udate, nu mai trebuie. Mă rog, și spre ianuarie le-am desfăcut, le-am mai udat, am curățat bruiana. După sfârșitul lui ianuarie le-am rărit. Uite, dacă se vede, astea care sunt mai mici sunt rărite.
am plantat ca să în spații unde nu era, unde era mărat mai rar. Și ăstea să fac mai târziu, că nu trebuie toate să fac odată. Experiența l-a învățat pe Constantin Busuioc că lângă salata verde merge de minune ceapa, dar și mărar, pe care l-a semănat în același timp în solar. Ceapa la fel, am curățat-o și avem ce consuma în primăvara asta. Că ăsta e un venit care, dacă ar face toți ce fac eu, nu s-ar mai văita că e pensia mică, că nu ne ajunge, că nu știu ce. Și are, lumea are terenuri, hectare. Imediat ce va termina trufandalele, Constantin Busuioc este hotărât ca pe acestea, dar și pe alte suprafețe, să planteze ca a doua cultură roșii, vinete, castraveți și ardei. Asta pentru că așa a învățat de la străbunii săi, pe de o parte și pe de alta, pentru că are cumpărători care, convinși de raportul calitate-preț, vin an de an ca să se aprovizioneze de la el. Sectorul vegetal este decapitalizat. Războiul din Ucraina și ulterior deschiderea coridoarelor privind tranzitul cerealelor ucrainene către portul Constanța au generat probleme pe lanțurile de aprovizionare și o suprasaturare a pieței interne. În acest context, fermierii au ajuns să-și vândă producțiile la prețuri de mizerie. Bună parte dintre ei se chinuie să reziste în piață și să-și reducă pierderile înregistrate. Agricultorii de la noi din țară așteaptă o poziție fermă din partea guvernului pentru a proteja acest sector ajuns în pragul falimentului. Suntem de acord să sprijinim Ucraina, dar fără a distruge agricultura românească. Avem convingerea că măsurile pe care le-au însușit atât factorii decizii Ministerul Agriculturii la solicitările fermierilor vor fi puse în practică și nu vor fi mimate, așa cum din păcate se observă că traseul ăsta al cerealelor merge fără restricțiile pe care noi le-am solicitat și care sunt normale în această perioadă pentru protecția fermierilor din România. Această lipsă de protecție a fermierilor români se adaugă peste acea secetă cumplită care a venit în anul 2022, în 2023 și iată, mulți fermieri sunt în pragul falimentului. Părerea mea că măsurile acestea trebuie luate, să zicem, în al 12-lea ceas și ele sunt imperative. A fost inundată piața românească de cereale de acolo, făcute în alte condiții decât normele de europene și cu un preț la jumătate și de aici s-a dereglat totul, ajungând fermierii în pragul falimentului. Sunt multe ferme în situația asta să intre în faliment? Chiar foarte multe. N-am eu o statistică, dar fiecare își cunoaște situația. Agricultura este complexă, complicată. N-a beneficiat de un program strategic național pe 20, pe 10 ani, 20, 30 sau chiar 40, cum trebuie să o facă. Fiecare a promis că se face, n-a fost angrenată Academia Oamenii de Știință, oamenii care cunosc cu adevărat, ca să dea niște direcții de dezvoltare și fiecare a lucrat pe contul lui și neavând niște credite financiare solide, cu mare Uniunea Europeană și foarte fluctuante, fermierii nu s-au capitalizat, au continuat să decapitalizeze și sunt lucruri foarte serioase la care, nu întâmplător, protestele au venit pe fondul unor realități care se întâmplă în ferme. Fără o strategie a investițiilor, nu se poate dezvolta nicio afacere. Apicultorii cu experiență știu că iarna sau mai degrabă atunci când temperaturile sunt scăzute, nu se umblă în stupi. Asta nu înseamnă însă că acum nu au de lucru. În acest răstimp se pregătesc pentru perioada când soarele va fi mai puternic și albinele vor porni în plin la cules. Iar atunci când vor pleca în pastoral, trebuie să aibă totul pregătit, inclusiv planul de investiții. Apicultorii care au avut un bun management al afacerii, dar și piață de desfacere, au strâns ceva, cheag. Iar din banii adunați încearcă să-și ușureze munca și să-și optimizeze productivitatea. În termeni economici,
reinvestesc câștigul în încercarea de a obține un profit mai mare. Chiar în toamna aceasta am luat o nouă centrifugă care este un pic mai mică decât centrifuga care o am eu pentru stupii de producție. Îmi este foarte utilă când avem ocazia să extragem mierea în câmp. De câțiva ani de zile eu nu mai extrag mierea în câmp, caturile mi le aduc acasă și extragem mierea în laboratorul de acasă. Dar avem nevoie și de o centrifugă în câmp pentru a debloca cuiburile la familiile mai slabe și anul acesta am făcut un efort și n-am luat și centrifuga aceasta. Este scumpă ca investiție? Este în jur la 10.000 de lei. Este, toate lucrurile s-au scumpit. Pentru perioadele când pleacă cu stupii în pastoral, Adrian Ivașcu a mai apelat la încă un ajutor pentru care a mai scos ceva bani din buzunar. Mi-am luat un cântar care să mă informeze de evoluția culesului de la distanță prin SMS, la fel o investiție de 3.000 și vreo 500 de lei. Și cum funcționează? Îmi arată evoluția culesului, adică sporul la cântar, în trei momente ale zilei. Undeva la 12, seara la ora 20 și dimineața la ora 9. Și trimite pe SMS, pe telefon, SMS. Acest lucru cum vă ajută în activitatea dumneavoastră? Vă dați seama dacă mai rămâneți, dacă plecați, da, sau așa ce? Așa este, mă ajută să-mi dau seama de evoluția culesului, dacă mai este nevoie, dacă mai pot sta la un cules de floarea soarelui, de salcâmp, sau trebuie să mă pregătesc pentru un viitor cules, să-mi fac o mutare la salcâmp 2, la salcâmp 3 sau la un alt an de floarea soarelui, să plec sau să vin. Deși este argeșan, a renunțat să-și mai ducă stupii în zonele din apropiere din cauza pagubelor mult prea dese pe care le fac urșii în ultimii ani. Așa că preferă să meargă în pastoral în ținuturi melifere mai îndepărtate, dar mai sigure, precum Călărași, Fetești ori Calafat. Ministrul Agriculturii a făcut anunțuri de ultimă oră pentru sectorul agroalimentar. Investiții haotice în sectorul agroalimentar, 2% din PIB-ul țării alocat agriculturii, salvarea ultimelor două fabrici românești de zahăr. Sunt câteva subiecte de mare interes pe care ministrul Agriculturii Florin Barbu le-a abordat în cadrul unui interviu în exclusivitate la Prima News. V-am pregătit o sinteză din această intervenție a liderului de la MADR, iar pe site-ul agrotv.ro găsiți și alte informații legate de răspunsurile date la întrebările moderatorului Ionuț Cristache. Investițiile au fost făcute în mod haotic în sectorul agroalimentar. Aceasta a fost una dintre declarațiile lui Florin Barbu în cadrul unei emisiuni la Prima News. Ministrul Agriculturii a povestit despre reorganizarea priorităților și investițiilor, dar a oferit și exemple din sectorul porcilor și cel avicol. Avem peste 56.000 de locuri de cazare care sunt în construcții montaj. Într-un an jumătate vom produce în România 1,8 milioane de purcei în plus față de ce avem ca și locuri în reproducție. Până când? Într-un an jumătate. Ah, okay. Fermele sunt în lucru. Care 56.000. Să crească procentul cu cât? Păi cu aproape 25%. Uh-huh. Plus că începând cu luna iulie mai deschidem încă 100.000 de locuri de cazare în sectorul de reproducție, pentru că investițiile în România au fost făcute haotic. Și spun acest lucru și luăm un exemplu, sectorul de porc. Degeaba am făcut ferme de îngrășare dacă noi nu am făcut fermele de reproducție, pentru că România are nevoie pentru grad de autosuficiență de 9 milioane de porci. Practic tu trebuie să produci în România 9 milioane de purcei. Da. Dacă te duci și cumperi purcelul cu 120 de euro din Uniunea Europeană, bineînțeles că fermele din România intră în faliment. Pentru că câștigul practic îl exporți afară. Da. Pentru că dacă cumperi 5 milioane de purcei la un preț de 120 de euro, asta înseamnă aproape 600 de milioane de euro. Un purcel produs în România, costul unui purcel produs în România este de 50-60 de euro. Practic jumătate din bani pleacă în țările din Uniunea Europeană de unde importăm purcel și practic se decapitalizează fermierii și acei bani care trebuie să le rămână lor trebuia să plece în Uniunea Europeană. De aceea am luat acest model de investiții și în sectorul avicol. Am investit foarte mult în fermele avicole, iar și aici este un deficit și vă dau un singur exemplu. Avem ferme de reproducție
în sectorul avicol, dar nu avem incubatoare. Ministrul Agriculturii a atins și subiectul producției de zahăr din țară, dar a menționat și planul său ambițios, acela de a investi în ultimele două fabrici de zahăr din România. România produce 25% din necesarul de consum de zahăr. Noi producem aproape 100.000 de tone și consumăm 400.000 de tone. Oricum, importul de zahăr trebuie făcut. Dar ce ne dorim? Ne dorim să nu se facă practică comercială neloială. Ne dorim ca acest import să se realizeze de cei care fac procesare, așa, că vorbim de panificație, să nu ia de la intermediar și să ia la un preț foarte mare. Și ne dorim să salvăm aceste fabrici, două fabrici care le mai avem, să importe zahăr, practic să intre cu el într-un proces de cristalizare, să poată să-l scoată la 0,6 bob, așa cum se vinde zahărul cristalin în magazine. Agricultura a primit un procent de 2% din PIB-ul României. MADR-ul a înțeles dificultățile cu care se confruntă fermierii, nemulțumiri manifestate și în cadrul protestelor. Atunci când am realizat bugetul, am avut o discuție cu domnul premier Marcel Ciolacu și a înțeles că agricultura are nevoie de bani, pentru că fermele erau în dificultate din cauza acestui război și a alocat 2% pentru prima oară în ultimii 30 de ani, 2% din PIB-ul României către agricultură. Toate acele revendicări pe care fermierii, atât de la afumați, cât și cei din formele asociative care nu și-au asumat acest protest, știau că actele normative erau deja puse de către Ministerul Agriculturii în transparență. Crescătorii de capre speră să facă venituri mai bune decât cele din anii trecuți. Început de an, promițător pentru crescătorii de animale din județul Dâmbovița. Iarna a fost blândă, iar animalele au ieșit mai devreme la pășunat, fapt care îi scutește pe fermieri de cheltuieli în plus cu furajele. În acest moment, fermele sunt pline cu iezi, iar prețul va fi în jur de 30 de lei pe kilogram carcasă. Văd că aveți foarte mulți iezi aici în fermă. Ne aflăm în prima perioadă de fătare a caprelor. Ce ne puteți spune? Da, așa este. În primul rând, bine ați revenit la mine în mica fermă de capre. Într-adevăr, pentru că facem o muntă dirijată, cam știm exact când este perioada de fătare și, după cum vedeți, sunt cam toți de aceeași vârstă. Au început fătările de cam 10 zile și eu estimez că încă 10 zile de aici încolo se cam încheie. Sunt produși destul de buni față de anii trecuți. Ne-a ajutat și vremea, că n-au fost foarte frig, except în cele două săptămâni de acum o lună și ceva. În rest, o vreme, cum să zic, mai de toamnă. Și pentru că tot am selecționat an de an, am și niște țapi mai de calitate, reproducători, și rezultatul se vede. Foarte multe fătări gemelare, deci cu câte doi iezi, ceea ce nu e o mare bucurie pentru crescătorul de capre, că este un chin în plus. Iedul fiind un pic mai sensibil, trebuie ajutat primele zile să recunoască mama, să știe să sugă, e un pic mai complicat. Dar am și foarte multe cu un singur ied. Putem spune că este un an bun pentru crescătorii de capre până în acest moment? Până în acest moment eu sunt destul de mulțumit la producția de iezi. Și laptele s-ar vede că ar fi un an bun, deci nu am nicio capră fără lapte. Și sper că de Paște să fie și căutați și să fie și măricuți față de anii trecuți, când era Paștele mai devreme. Având în vedere că mai sunt două luni până la Paște, eu cred că va ajunge și iedul în carcasă undeva în jur la 10 kg, ceea ce după mine este foarte bine, mai ales că cel puțin eu n-am rasă specializată de carne. La mine sunt carpatinele noastre autohtone și nici nu le suplimentez iezilor cu nimic mâncarea, deci doar ce suc de la mama lor, deci numai natural. Ca și preț, care credeți că ar fi prețul anul acesta? Păi, având în vedere că foarte, foarte mult cheltuielile nu au crescut față de anii trecuți, adică costul lor, prețul, nu
au crescut foarte, foarte tare. Eu cred că tot în jur la un 30 de lei în carcasă va fi prețul la Paște. Cred că este un preț destul de ok. Este căutată carne de ied? Dacă îți faci un pic de reclamă tu crescător și reușești unui prieten, unui rude, unui cunoscut, să-i dai cu un an înainte ied să-l lămurești, măi, uite, ia încearcă și ied anul ăsta, cu siguranță vine al doilea an și te întreabă el. Deci eu mi-am făcut o clientelă, să zic așa, și nu pot să spun că am probleme în a desface, în a avea desfacere atunci la Paște. V-am găsit. Sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Porci morți de PPA îngropați la marginea drumului. Proprietarul unei ferme de porci din zona Nădlac, județul Arad, este suspectat că ar fi îngropat la marginea drumului mai multe cadavre de porci morți de pestă porcină africană, pentru a ascunde apariția bolii. În urma sesizărilor venite de la localnici, comisarii de mediu au făcut verificări și au găsit în total 12 cadavre îngropate în 3 locuri. În șanțul de colectare a apei pluviale se arată într-un comunicat al Gărzii de Mediu Arad, care a depus deja și o plângere penală în acest caz. Cadavrele de porci au fost găsite la limita teritorială dintre Nădlac și Șeitin, la o distanță de aproximativ 500 de metri de o fermă unde a fost confirmat recent un focar de PPA, potrivit directorului DSVSA Arad, Marcel Roșu. Au fost prelevate probe de la cadavre și în urma analizelor de laborator s-a identificat virusul pestei porcine africane. Urmează ca autoritățile competente să efectueze investigații și să stabilească dacă între aceste cadavre și focarul care este în evoluție în apropiere există o legătură directă. A precizat șeful DSVSA. Dacă în urma anchetei se vor confirma suspiciunile că animalele au fost îngropate de proprietarul fermei, care ar fi vrut să ascundă apariția bolii după ce i-au murit primii porci, acesta ar putea fi cercetat penal. În Nădlac sunt două focare de pestă porcină africană, iar în total au fost uciși 340 de porci. Centrul local de combatere a bolilor a dispus încă din luna februarie delimitarea unei zone de protecție în Nădlac și a unei zone de supraveghere ce cuprinde localitățile Șeitin, Arad, Igriș și Saravale, Timiș, și două localități din Ungaria. În zona de supraveghere există ferme comerciale, la care au fost luate măsuri suplimentare sanitar-veterinare. Credința că va fi un an rodnic îi face pe fermieri să-și continue munca. Vremea din ultima perioadă permite începerea însămânțatului de primăvară, iar micii fermieri din județul Dâmbovița au ieșit deja pe ogoare pentru a înființa noile culturi. Costurile lucrărilor agricole sunt mai mari față de anul trecut, iar agricultorii fac eforturi considerabile pentru a lucra pământul în aceste condiții. Speranța unui an agricol mai bun îi face pe micii producători agricoli ca să meargă mai departe. La acest moment, cea mai mare problemă este seceta, care de la an la an este tot mai mare. În zona de sud a județului nu a fost zăpadă, iar primăvara a venit cu vânt și fără precipitații. Cum sunt costurile în această primăvară pentru înființarea noi culturi? Costurile s-au mai ridicat un pic, să zic în jur de 15% cel puțin, pentru că s-a mai scumpit motorina, s-au mai pus câțiva zeci de bănuți la kilogramul de cartofi, la kilogramul de semânță de orzoaică, de ovăz, nu mai sunt chiar ca anul trecut, dar cât de cât am reușit să găsim și semânță bună, și, dar fiind de elită, trebuie să plătești mai mult pentru însămânțare foarte bună de calitate. Dar încercăm să facem totul cât mai natural, să punem gunoi de grajdi, că înființăm acum o cultură de cartofi, nu vrem să folosim îngrășăminte chimice și alte din astea pesticide. Vrem să facem ceva să fie bun, că în primul rând ne hrănim noi cu ele.
și să fie o mâncare de calitate. În afară de cartofi, ce culturi mai înființați? În această primăvară am înființat cultură de orzoaică, de mazăre și de ovăz. Numai cu sămânță de calitate, numai categoria întâi și elită, cum s-ar spune. Se poate însămânța din ea cel puțin 2 ani. Și de-aia folosim prin rotație să mai micșorăm costurile de producție, să ne rămână din recolta de anul ăsta, să punem jumătate din suprafețele de anul viitor. Ce recoltă s-a vândut cel mai bine anul acesta și anul trecut? Cel mai bine a mers, să zic, porumbul, apoi grâul, mai puțin orzoaica, orzul și ovăzul, pentru că sunt destinate mai mult porcilor, creșterii porcilor și nu prea mai sunt cumpărători. Dar porumbul și grâul a mers bine. Putem spune și la cartofi am vândut un pic acolo la cunoștințe, la prieteni, fiind o recoltă, zicem noi, cât de cât bio, am reușit să ne atragem clienții numai prin simplu fapt că ei erau foarte buni în mâncare. Clima cum este? Vă ajută? Vă e puțin secet, am văzut, nu prea ploua. Clima cam a început să se schimbe, nu prea credeam lucrul ăsta, dar văd că a început să nu mai fie cum era odată. Secetă primăvara, vânturi care nu prea erau în zona noastră când eram eu mai mic, așa, și mai ales că agricultura din câmp la suprafețe mari depinde de cantitățile de ploaie care sunt la momentul respectiv, însămânțării și creșterii culturii în timp. Da, nu prea ne ajută, vedem cum o fi mai târziu, cum va fi vremea. Prețul cerealelor în momentul de față este sub așteptări. În ciuda acestei realități de moment, prognozele din piață sunt îmbucurătoare pentru cei care se ocupă de cultura mare. Chiar dacă este al treilea an consecutiv încheiat la limită din punct de vedere al profitului, un preț bun obținut la vânzarea producțiilor ar aduce un strop de siguranță în acest sector agricol. În studioul jurnalului AgroTV, Marius Milea l-a avut ca invitat pe Cezar Gheorghe, expert în comerțul cu cereale. Concluzia dialogului a fost că prețul cerealelor în piețe crește, iar producțiile de anul acesta trebuie să fie stocate pentru a obține profit la o vânzare ulterioară. Nivelul scăzut de stocuri, o diminuare a suprafeței de grâu în Uniunea Europeană, dar și potențialul culturilor de cereale din Canada, toate aceste elemente produc o depreciere a producției la nivel mondial, la grâu cu aproape 400.000 de tone evaluate în funcție de randamentul pe hectar. Sunt și motive care duc la o creștere a burselor cu 3 euro pe tona de grâu pentru perioada septembrie în portul Constanța, atingând valoarea de 182 de euro pe tonă. La porumb, fermierii americani deja cultivă mai puțin teren cu această cultură și în România cei care se aventurează să parieze pe porumb sunt tot mai puțini. Acest lucru va duce la o apreciere a prețului pe tonă cu 3 euro. Cât ne putem bucura de această creștere? Păi să știți că dacă aș fi o fermieră astăzi și ar fi să vând marfă, cred că aș merge să vând recolta veche fără probleme. Și nu acum, în acest acum, moment? Da. Și nu m-aș grăbi să vând recolta nouă, pentru că dacă am pierdut startul acela din ianuarie, astăzi este un pic mai târziu și mai bine mai stau. Nu se știe cine oferă în continuare piața. Vremea este, firește, factorul principal. Dar România are capacitate de stocare? România are o capacitate foarte bună de depozitare. România poate gestiona foarte multă marfă cu singurul amendament că România trebuie să primească, adică proprietarii de silozuri și baze de recepție și acel cost de carry, adică costul aferent depozitării pe perioada care dorește clientul. În general, acest lucru nu este parametrat foarte bine în piață. Ei se oferă clientului care are și mediul de stocare un preț cu livrare, nu știu, să spunem 15 ianuarie 2025, astfel încât el înghite, da, ca o pierdere și potențialul de scăzăminte, da, din umiditate, scăzăminte din manipulare și toate cele, mai ales că nu poate performa nici aerări, nici fumigări pe contul cumpărătorului. Acesta este un aspect. Sunt și silozuri care au contactele prestate servicii cu cumpărătorii și aceștia, firește, respectă aceste reguli întru totul. Știu că în trecut în România era un program de încurajare de construire a acestor depozite. Acum lucrurile au stagnat.
se mai mișcă nimic. Eu cred că România are suficientă capacitate de depozitare în acest moment. Dacă ne gândim că avem licențiate, cum se spune, cu toate că nu știm care este starea tehnică cu adevărat, în jurul valorii de 12 milioane de tone, ceea ce acoperă, să spunem, pe o condiție medie de recoltă în România într-un an normal, din 28 de milioane, 12 milioane, eu cred că sunt suficiente pentru momentul în care suntem astăzi. Trebuie să mai și vindem și trebuie să vindem marfă, pentru că nu putem sta cu ea pe stoc la nesfârșit. România produce vin mult și bun, dar nu știm să-l promovăm peste hotare. Vinul de la noi din țară ajunge în cantități mici la export, iar asta se întâmplă pentru că străinii nu cunosc gustul acestei bogății locale. Cu o producție de vin care ne situează pe locul 6 în Europa, totuși piețele externe nu sunt invadate cu acest produs național, care are o calitate deosebită. Ioan Bălan, administratorul unei crame din localitatea Baia, județul Tulcea, spune că odată ce acest produs ar putea fi exportat, bugetul României ar avea numai de câștigat. De precizat că în acest sector se vehiculează o cifră de afaceri ce depășește cu mult 1 miliard de euro. Este o totală lipsă de interes pentru promovarea vinului românesc. Dacă privim numai la vecinii noștri, cei din Republica Moldova, unde este o activitate de interes general, de maxim interes pentru Republica Moldova, același lucru am putea și noi să facem. Și este mare păcat, pentru că vinul reprezintă un ambasador al oricărei țări, deci un ambasador al României, care ar putea să ne reprezinte foarte bine în exterior. Toți viticultorii care îi cunosc și toate cramele au obținut în ultimii 10 ani progrese remarcabile în ceea ce privește calitatea vinului și poate să stea oricând alături de mari producători din Uniunea Europeană, din Franța, din Italia, din Spania, fără să existe vreun minus în ceea ce privește calitatea vinului. Cu un plus de promovare, am putea să ieșim în afară, am putea să contribuim la balanța externă de plăți, ceea ce este, să zicem, un lucru de interes general pentru cei care conduc țara. Și în România se produce destul vin. Am înțeles că ocupăm locul 6 în Europa. Noi suntem pe locul 6 în Europa, dar deocamdată, în afară de mari producători care au piață externă, micii producători nu au. Și poate în sensul ăsta, micii producători poate se gândesc să-și facă o asociație a lor care să poată să contribuie mai mult la promovarea vinului în exterior, pentru că avem nevoie de o piață externă. Nu este suficientă piața românească pentru vinul pe care îl producem. Cooperăm și ne dezvoltăm împreună. Cam așa ar putea fi descris evenimentul dedicat galurilor din România. Coop and Grow, strategii pentru inovare, a ajuns la cea de-a patra ediție. Evenimentul organizat de Asociația Gal Napoca Porolisum în parteneriat cu Federația Națională Pro Agro și Asociația Gal Lider Bistrița Năsăud s-a desfășurat recent la Miercurea Ciuc. Se poate spune că reprezintă un simbol al cooperării și inovației pe un teren fertil pentru integrarea tehnologiilor inteligente, schimbul de idei valoroase și extinderea rețelei de contacte profesionale. Scopul principal al evenimentului a fost acela de a pregăti grupurile de acțiune locală pentru implementarea eficientă a strategiilor de dezvoltare locală multifond pentru perioada 2023-2027, prin metode și abordări inovative și noi modalități prin care să se poată activa conceptul de sate inteligente. O amplă echipă AgroTV s-a aflat ca de obicei alături de partenerii săi la acest eveniment și toate detaliile vi le prezentăm în minutele următoare. Coop and Grow este la a patra ediție. Prima ediție a fost în Brașov, a doua ediție a fost în Beliș, Târgu Mureș, și iată, astăzi ne aflăm la Miercurea Ciuc. Intenționăm să mergem în toată țara, tocmai pentru că credem în diversitate și pentru că credem că atunci când ajungem în teritoriu putem să descoperim oameni implicați care să aducă un plus valoare acestor evenimente. Vorbim de parteneri locali, vorbim de galuri, vorbim de experți. Este un proiect, da, Coop and Grow este un proiect, este un eveniment despre promovare, despre inovare, despre tot ce putem să aducem bun în comunitățile noastre prin activitățile pe care noi le desfășurăm.
Suntem umbrela suport, suntem umbrela sub care se desfășoară toate aceste acțiuni la nivel național. Ne-am propus ca în următoarea perioadă să vizităm cât mai multe județe. Cred că până în începutul verii vom acoperi aproximativ 20 de județe ale țării. O să continuăm, continuăm cu toate evenimentele sub umbrela ProAgro să mergem la nivel național. Am fost la Mureș, am fost la Bistrița, suntem azi la Miercurea Ciuc, vom fi la Covazna, la Bacău în perioada imediat următoare. Ni s-a lansat invitația să ajungem la Sălaj și la Gorj. Au venit într-o manieră pe repede înainte. Încercăm să coagulăm, așa ce, ceea ce face ProAgro este să coaguleze sub umbrela sa toate aceste energii, să creeze sinergii, să creeze până la urmă progres pentru ceea ce înseamnă viitorul ruralului și nu numai acest lucru în România. Pentru România, pentru fermieri, pentru antreprenorii din acest mediu economic, cred eu că putem duce inclusiv la nivel european și facem lucrul acesta, ducem la nivel european tot ceea ce coagulăm aici. Mergem prin faptul că suntem membri ai unei organizații europene și ajutăm cât se poate de mult, atât cu informație, cu know-how, cu rezolvarea situațiilor pe care le întâmpinăm. Mergem și cu soluțiile la nivel european, pentru că România are și probleme, dar generăm și soluții la problemele tuturor celor pe care îi reprezentăm și reprezentăm destul de mulți azi în România sau la nivel de România. Suntem deja la a patra ediție și, după cum și numele spune, Copen Grow, adică cooperează și crește, creștem și creștem, nu numai la numărul de ediții, ci și la calitatea schimbului de opinii cu autoritățile și, mai mult de atâta, creștem și ca organizație, atât în ceea ce privește... Important aici. Da, este foarte important în ceea ce privește participarea galurilor în actul de reprezentare a intereselor și, să fiu mai pragmatic și mai specific, un obiectiv al Federației Naționale ProAgro reprezintă extinderea în ceea ce înseamnă dezvoltarea rurală în componenta neagricolă și iată că avem din ce în ce mai multe grupuri de acțiune locale care devin membre în Federația Națională ProAgro, astfel că Federația Națională ProAgro devine mult mai completă în actul de reprezentare în ceea ce înseamnă dezvoltarea rurală la nivel național. Mai mult de atât, pentru că Federația Națională ProAgro este membră în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, astfel fiind membri în Copa Coceca, grupurile de acțiune locală sunt membre și participă active în grupurile de lucru din cadrul Copa Coceca, unde transpunem aceste specificități naționale. Cumva este o evoluție implicit pentru Copa Coceca să acopere acest spectru, pentru că știm foarte bine că Copa Coceca este o organizație mare, puternică, câteva cifre. E o voce. Este cea mai puternică voce, 22 de milioane de fermieri, 22.000 de cooperative agricole, dar și grupuri de acțiune locală. Suntem după experiență de cel puțin 10 ani cu galuri care s-au consolidat, care au căpătat dincolo de experiență cunoaștere, know-how și care au demonstrat faptul că pot implementa proiecte de succes, de interes local, care izvoresc, vin de jos în sus. Vin acele inițiative de jos în sus care servesc exact comunitatea din care vine ideea de proiect și nu sunt stabilite condițiile la 400-500 de kilometri distanță la București cu, am spus și la conferințe astăzi, în sistemul 4-ul Procust, care dacă nu ești suficient de lung, te întinde până te rupe sau dacă ești prea lung, te taie la jumătate. Deci, trebuie lăsate aceste grupuri de acțiune locale să se dezvolte. Dezvoltarea ar însemna, dincolo de agricultură și de PNS, că acolo au demonstrat, știu, au un buget, o deschidere mai mare din partea celorlalte fonduri, o posibilitate pentru aceste galuri să implementeze și pe partea socială, și pe sănătate, și pe mediu, și pe celelalte domenii, proiecte care vin de jos în sus. Schimbarea schimbării schimbate.
Imediat vă prezint detaliile. Urmează să fie modificat regulamentul care stabilește normele în baza cărora au fost construite planurile strategice din cadrul politicii agricole comune ale Uniunii Europene. În traducere liberă, gaecurile care au provocat atât de multe dezbateri aprinse în ultima vreme și le-au dat bătăi de cap fermierilor români, urmează să intre din nou în dezbatere, astfel încât să se găsească o soluție mai convenabilă pentru agricultori. Se pare că o variantă de lucru luată în considerare la Bruxelles ar fi înlocuirea gaecurilor problematice cu ecoscheme, astfel încât fermierii care le respectă să fie compensați prin acordarea unor subvenții. Este informația prezentată de Adrian Chesnoiu, președinte al Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, fost ministru al Agriculturii, în cadrul emisiunii Agricultura la Raport, unde a fost invitat de realizatorul Ovidiu Ghinea. Din informațiile mele la Bruxelles, așa, cred că se va deschide un dialog din partea Comisiei Europene pentru modificarea regulamentului 21.15, cel cu gaecurile, și știu clar din surse autorizate de la Bruxelles că se discută posibilitatea înlocuirii obligativității gaecurilor cu ecoscheme. Adică dacă tot ești obligat să îndeplinește acele criterii, măcar să fii remunerat suplimentar pentru lucrul ăsta. Ceea ce din punctul meu de vedere... Când ar urma să întâmple treaba asta? În perioada următoare. În perioada următoare. Pentru anul 2024 există acea derogare, acel compromis care s-a decis cu cele trei posibilități pârloagă: plante fixatoare de azot sau culturi secundare fără produse de protecție a plantelor, dar această nouă abordare este una care poate fi încurajatoare din punctul meu de vedere, pentru că dacă îl obligi pe fermierul european, implicit pe fermierul român, să respecte niște standarde de ecocondiționalitate și de mediu, atunci trebuie să îi acoperi costurile. Rămâne de văzut dacă această variantă de lucru va fi transpusă, în final, și în regulamentul european. Conform declarațiilor actualului ministru al Agriculturii, Florin Barbu, Comisia Europeană ia în calcul și propunerea României privind GAEC-8, astfel încât obligativitatea terenului pârloagă să fie mutată de la nivel de fermă la nivel de țară. Mai precis, prin implementarea unei astfel de condiții, fermierii nu vor mai fi nevoiți să lase 4% teren necultivat în propriile ferme, atât timp cât statul poate demonstra că există acest procent de teren necultivat la nivelul întregii țări. V-am găsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Nu se poate ieși din sărăcie și să trăiești bine dacă nu muncești. Situație paradoxală în ruralul argeșan. Numărul persoanelor fără un loc de muncă stabil este în creștere, în ciuda faptului că mulți angajatori își mută activitatea la sate. Totul în speranța că aici vor găsi mână de lucru. Însă, planurile de afaceri le sunt serios date peste cap, pentru că trăitorii din sate nu vor să se angajeze cu contract de muncă pe o perioadă nedeterminată. Situația legată de refuzul populației din rural de a avea un loc de muncă stabil este redată cel mai bine de Nicolae Bădescu, directorul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, Argeș. Pe rural și urban, bineînțeles că în mediul rural rata șomajului este mai mare decât în mediul urban, pentru că la oraș sunt mai multe locuri de muncă, sunt mai multe întreprinderi, e mai ușor să-ți găsești un loc de muncă. În ciuda faptului că firmele mari din județul nostru caută forță de muncă și chiar înleznesc transportul și fac toate eforturile ca să îi aducă și pe cei din mediul rural la servicii. Că așa stau lucrurile, confirmă și un primar cu experiență dintr-o comună argeșeană. Avem și familii din astea care efectiv 24 din 24 nu mai sărbătoresc, dar asta e viața.
Situația este confirmată și de primari din comunele argeșene, în care angajatorii din zonă chiar au de oferit locuri de muncă. În prezent sunt în jur de 500 de salariați, iar până în iunie 2024 vor mai fi încă 850 de locuri de muncă. Din păcate, oamenii din rural îngroașă cel mai mult rândurile șomerilor. Dacă ne raportăm la statisticile Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Argeș. Peste 8300 de șomeri se află înregistrați până acum în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Argeș. Din nefericire, cea mai mare parte a acestora vin din mediul rural. Directorul AJOFM Argeș are și o posibilă explicație a acestei situații. După cum am mai spus, la țară, în mediul rural, există acea economie de subzistență în care fiecare om care are o gospodărie își crește un animal și își muncește pământul din jurul casei și preferă să trăiască din activitățile pe care le desfășoară. Pentru a veni și mai mult în sprijinul celor înregistrați ca fiind fără un loc de muncă, periodic AJOFM Argeș organizează cursuri gratuite de formare în meserii cerute pe piața muncii, dar și burse ale locurilor de muncă. În curând vor ajunge pe tarabe primele tomate autohtone crescute în sol, promite un fermier din Buzău. Mircea Tatu produce tomate plantate pe mai bine de 4.000 de metri pătrați în solarii încălzite. Fermierul anunță că roșiile sale apreciate pentru prospețime și gustul diferit de cel al roșiilor din import vor ajunge mai întâi în piețe, cu un preț de 37 de lei kilogramul. Vedeți, se înrușesc primele două, după care, în continuare, cum au fost polenizate, așa se înroșesc. Acum trebuia să ne ajute mai mult cu lumină. Buzoianul Mircea Tatu a plantat tomate pe mai bine de 4.000 de metri pătrați, în solarii încălzite. Fermierul anunță că roșiile sale vor ajunge pe tarabe după jumătatea lunii martie, la prețul de 37 de lei kilogramul. Acestea sunt primele roșii pe care le vom mânca anul acesta. Sunt roșii, noi ne-am păstrat un soi vechi, care sunt foarte gustoase. Nu există pe piața așa ceva. Mai ales în acest moment, el nici vara nu vine la acest gustul ăsta, da, păi acum nici atâta. Producătorul buzoian de legume spune că prețul piperat la kilogramul de roșii de la început reflectă cheltuielile mari, nu numai cu încălzirea solariilor, ci și cu lucrările agricole, toate realizate prin metode naturale. Toate solariile pe care le deține în comuna Cochirleanca beneficiază de instalații de încălzire și sunt capabile să mențină temperaturi ridicate, chiar și în cele mai reci nopți de iarnă. În ianuarie și februarie a ținut centralele termice pornite non-stop, ca să nu înghețe plantele intrate deja în vegetație. În primul rând, încălzirea e cea mai scumpă, pe urmă vine foarte multe costuri de îngrijire, de aerisire, adică nu e foarte simplu. Astea sunt produse, roșii care sunt produse iarna, iar la noi e foarte greu. Suntem în iarnă, nu avem lumină suficientă, aer, trebuie să le aerisim, nu putem de cele mai multe ori să aerisim cum trebuie. Pentru că trebuie să menținem și o temperatură în solar. În solariile lui Mircea Tatu, bondarii fac polenizare cât e lumina afară. Fermierul spune că nu mai folosește produse chimice ca să obțină recoltă mare și lasă toată treaba pe seama harnicelor insecte. Instalarea tinerilor fermieri. Când urmează să intre în conturi cei 70.000 de euro finanțare pe fermă? Cei care au depus cereri pentru a intra în acest program dedicat atragerii de noi fermieri ar putea să-și primească banii mult așteptați până la sfârșitul verii. Potrivit surselor de la AFIR, a început evaluarea proiectelor depuse în etapa a treia, când pragul de calitate pentru depunere a fost cel mai scăzut. Consultanții în fonduri europene estimează că evaluarea proiectelor depuse va fi finalizată în aproximativ 2 luni de zile, după care se va trece la vizitele pe teren pentru proiectele selectate, iar apoi la semnarea contractelor de finanțare. Ion Păunel, invitat în emisiunea Agricultura la Raport, a prezentat o serie de detalii importante pentru tinerii fermieri care vor să se implice în agricultură și pe baza acestui program. Evaluarea proiectelor depuse pe DR30 este în continuă desfășurare, etapa
1 lunară, când au fost 85 de puncte, deja s-a și afișat pe site-ul AFIR. S-a lucrat intensiv pentru etapa 2 lunară, urmează cât de curând să apară și acest raport de selecție și pot spune ca o noutate pentru cei care așteaptă mai multe informații despre DR30 și o facem public aici la dumneavoastră în emisiune. A început evaluarea inclusiv pe etapa 3, unde fermierii au posibilitatea să depună de la 30 de puncte în sus. Deci, spre surprinderea mea, OJFIR-ul de această dată, sau experții de la OJFIR, s-au mișcat destul de repede. Să nu uităm că în etapa 3 lunară avem cele mai multe proiecte depuse, adică în jur de 3.000 de proiecte. Cred că va dura cel puțin o lună, o lună și jumătate, chiar două. Am început să primim informații suplimentare atât de la beneficiarii pe care îi avem în județul Olt, cât și de la cei pe care îi avem în țară. Deci, acum, la o mică evaluare, să zicem așa, cred că un raport de selecție final pe toate cele trei etape de depunere, cel mai târziu, să zicem, sfârșitul lunii mai. Dar să nu uităm, pentru că avem câteva reguli schimbate față de PNDR, după ce se va afișa acest raport lunar, când proiectele vor fi anunțate, eligibile, neeligibile, conforme, neconforme și așa mai departe, urmează etapa de verificare în teren, doar la proiectele care sunt eligibile. Fermierii serioși nu trebuie să-și facă nicio grijă dacă documentele pe care le-au prezentat, exploatația pe care o dețin, este în conformitate cu realitatea proiectului, nu vor avea nicio problemă la vizita în teren. Sperăm ca primii bani să vină pe primele două etape lunare, tot așa sfârșit de mai. Eu zic că până undeva luna iulie-august, să fiu și pesimist și optimist, s-ar putea să avem în conturi banii la toți cei care au accesat această linie de finanțare DR30. Urșii au băgat zăzanie în partide. Proiectul de lege prin care cotele de prevenție și intervenție pentru vânătoarea de urși bruni se vor reglementa prin lege readuce vânătoarea pe baze științifice cu cote precise. Inițiativa legislativă a fost depusă în Senat și completează ordonanța de urgență din 2021 privind intervenția imediată și legea vânătorii. A trecut prin lucrările comisiilor de specialitate din Camera Deputaților, însă proiectul final s-a blocat în coaliția guvernamentală, pentru că este electoral. Fostul ministru al mediului, senatorul UDMR Tanțoș Barna, a făcut declarații în exclusivitate pentru AgroTV pe marginea acestui subiect. Urmărim în jurnal un interviu realizat de Bogdan Tudor. În momentul de față există acele probleme cu populația de urși, cu partea de ONG-uri care, lucru pe care v-ați confruntat și în momentul când erați ministru mediului. Ok, au trecut ceva vreme de când ați pus pe masă și acel proiect de care țin aminte. Ce se întâmplă acum? Cum este acum? Lucrurile sunt foarte, foarte simple. Inițiativa a fost semnată, în primul rând, de mine și de colegii mei din UDMR, dar a avut susținere din toate partidele. Am avut peste 100 de senatori și de deputați care au semnat proiectul de lege. În Senat am avut susținere de la PSD, de la AUR, de la UDMR. Proiectul a trecut. Am ajuns la Camera Deputaților, în grupurile, în comisiile de specialitate, a trecut proiectul cu raport favorabil, cu vot tot din partea PSD, UDMR și AUR. În momentul de față, cred că lucrurile sunt blocate în coaliție. Dacă nu se e mai puțin important acum decât, eu știu, acea... Nu, este foarte important, doar că este an electoral. Asta spune, și unii se tem, comasare sau alte lucruri. Unii se tem că o să primească sau nu o să primească voturi din cauza faptului că apără omul în detrimentul ursului. Eu cred că noi, deputații, senatorii, suntem aleși de oameni, în primul rând. Nu de urși. Nu de urși. Trebuie să apărăm viața umană, în primul rând. Și cine nu mă crede să vină anul acesta, din aprilie încolo, să vină în zona montană, în Maramureș, în Bistrița, în Argeș, în Buzău, să nu vină Harghita, dacă crede că Harghita nu e importantă. Să vină în Buzău, să vadă ce se va întâmpla în Vâlcea, să vadă ce se va întâmpla în celelalte județe unde vor muri oameni. Deci noi, dacă nu intervenim, această problemă nu va fi rezolvată. E urgent, într-adevăr. Vedeți o rezolvare în imediată apropiere temporală, să spunem.
Da, luni se pune pe ordinea de zi a Camerei Deputaților de să voteze. Atât. Să fie de acord coaliția PSD-PNL ca acest proiect de lege aprobat în comisie de specialitate de aceleași forțe politice să fie pusă pe ordinea de zi, proiectul pus pe ordinea de zi, votat, trimis la monitor. V-am găsit, sunt Ramona Pandele și vă prezint jurnalul Agro TV. Din ultimii 4 ani, 3 au fost cu secetă. Irigațiile nu mai sunt o opțiune. Investițiile în echipamentele de irigații, în sporirea capacităților de a iriga pentru a aduce apa pe suprafețe cât mai extinse de cultură, a fost unul dintre obiectivele principale ale fermierului Ionel Arion. De 3 ani încoace a investit anual în astfel de sisteme, din fonduri proprii, pe credit bancar, pentru 10% teren irigat din suprafața de aproape 400 de hectare cultivată în sudul țării. De curând, fermierul a descoperit o nouă soluție de finanțare pentru a extinde această suprafață până la aproape 50%. Este un proiect de irigații despre care puțini fermieri știu că îl pot accesa, iar colegul meu, Bogdan Tudor, vi-l prezintă în materialul următor. Lucrăm în sudul României o suprafață de aproximativ 400 de hectare. Începând cu anul 2021, ne-am propus ca în fiecare an, cel puțin pe 10% din suprafață anual, să investim în irigații. Am ajuns anul acesta să depășim acel prag de 10%. Facem irigații acolo unde avem sursa de apă cu investiții proprii sau pe credit bancar. Sau, de curând, avem o altă soluție pe credit furnizor. Practic, fabrica ne creditează. Un partener până la urmă. Este un partener, ne creditează, ne trimit instalațiile de irigat, le montăm, le punem în funcțiune, obținem recoltă și plătim aceste echipamente. Este un lucru foarte mare ajutor pentru fermieri, dar asta a făcut să căpătăm și încredere în a investi în continuare. Am ajuns acum să avem, cred eu, undeva la 50%, aproape 50% din suprafață irigată, cu instalații moderne, cu instalații digitalizate. Ne dorim să investim în continuare și vom investi în continuare. Pe suprafețele unde nu beneficiem de apă din partea ANIF, căutăm soluții locale, acolo unde există infrastructură, ne adaptăm infrastructurii, unde nu există infrastructură și așa suntem în situația de azi, să o creăm de la zero, o facem în regie proprie, o facem cu consultanți, avem sprijinul celor care sunt proprietarii terenului și vor să facă lucrul acesta, să investim în teren. Am înființat perdele forestiere, facem irigații, vom face digitalizare pentru că doar așa putem. Lucrări minime, doar invaziv. Este următorul pas, pentru că în multe situații, fără irigații, nu poți să ajungi să faci lucrări minime. Sunt corelate și toate vor veni etapizat, dar acesta este următorul pas. Vom face lucrări minime și vom trece spre probabil și spre alte nișe, spre alte culturi, să obținem profit. Fermierii români sunt mai reticenți în privința asigurărilor agricole decât cei din Occident. Schimbările climatice imprevizibile au influențat piața de asigurări agricole, iar necesitatea acestui produs în activitatea fermierilor este un subiect des adus la cunoștință de către presa de specialitate, dar și de către experții din domeniu. Situația agriculturii este una precară, iar fermierii așteaptă până în ultimul moment ca să apeleze la asigurare, ori nu se informează din surse avizate. Andreea Gheorghiță a discutat cu Horia Lupu, director general Agra Asigurări, despre tendințele pieței în materie de asigurări agricole, dar și despre situația fermierilor din România. Motivul cel mai des întâlnit pentru care asigurările agricole oferă sprijin financiar este seceta, care a afectat întreaga țară, dar și pentru alte fenomene meteorologice extreme, precum furtunile, grindina și ploile torențiale. La portofoliul de produse am intrat și noi pe cultura mare. Aici avem porumb sămânță, sfeclă de zahăr, cartof universal, viticultură, pomicultură, spații protejate, index de secetă. Deci, cu alte cuvinte, respectăm liniile strategice ale grupului.
Și în fiecare an am încercat să aducem cât mai multe produse ca să oferim o acoperire cât mai bună fermierilor din România. Iar aici avem un infografic cu lansarea produselor. Vedeți, Agrar Basis și indexul de secet au fost lansate în 2016, când am intrat în mod oficial pe piața din România. Următoarele produse pe care le-am adus specializate: sfeclă de zahăr și cartof universal, viță de vie, spații protejate și de anul acesta plantații pomicole pe partea de pomicultură. Venim în fața dumneavoastră pentru a prezenta și două produse. Unul dintre ele este oarecum remodelat, cel pentru vița de vie. Noi am avut în portofoliul Agra Asigurări încă de la început posibilitatea de a asigura plantațiile de viță de vie contra riscurilor de grindină, furtună, ploaie torențială, incendiu și îngheț târziu de primăvară. Însă de anul acesta am remodelat cumva produsul și l-am împărțit pe două categorii. Produsul de bază, adică Agrar Basis viță de vie, iar opțional, cum am zis, și la celelalte este vorba despre incendiu. Unul dintre motivele pentru care oferim de anul acesta opțiunea de a asigura și incendiul separat este că, după cum o să vedem, acestea sunt subvenționabile la plantațiile de viță de vie pentru struguri de vin prin intermediul programelor oferite de APIA, iar pentru strugurii de masă prin programe oferite de AFIR. Cum la vița de vie universal, aici avem o acoperire cumva extinsă prin faptul că putem să preluăm în asigurare și riscul de îngheț târziu de primăvară. De ce credeți că fermierii din România sunt încă reticenți în privința asigurărilor agricole, comparativ cu Occidentul? Au fost de-a lungul anilor, au fost destul de multe schimbări în piață, sunt asiguratori care au închis porțile și cred că acesta poate să fie un motiv pentru care există această reticență. Care sunt tendințele în piață atunci când vine vorba de asigurări agricole și la ce să se aștepte fermierii în viitor? Tendințele, dacă ne uităm în urmă sau istoric, evenimentele meteorologice extreme sunt tot mai dese și cred că deja o asigurare pe zona de agricultură ar trebui să o privim ca și o obligativitate, adică n-ar trebui să lipsească din planul de afaceri al fiecărui fermier care se respectă. Se pot asigura culturile care au suferit pagube succesive și ce suprafețe se pot asigura? Noi, în general, asigurările le facem la începutul sezonului agricol. Pe parcursul anului, dacă au survenit daune, nu mai putem să preluăm în asigurarea acele culturi. Și care credeți că sunt cele mai des întâlnite greșeli pe care le fac fermierii atunci când vine vorba de asigurări agricole sau misconcepții? Nu știu dacă le-aș numi greșeli. Unul dintre lucrurile care se întâmplă, faptul că așteaptă până în ultima clipă să... Urmează Firul 4, rubrica noastră săptămânală de comentarii pe care o găzduiește jurnalul Agro TV. Investiții haotice în sectorul agroalimentar, 2% din PIB-ul țării alocat agriculturii, profitul include și răbdare și oferta de asigurări pentru fermieri. Sunt subiecte de impact din rubrica Firul 4 inițiată de Agro TV. Cum spun de fiecare dată, să le luăm gospodărește împreună cu domnul Ștefan Gheorghiță, fermier din județul Brăila și invitatul nostru din fiecare zi de joi. Bine ați revenit! Toate cele bune! Vă mulțumesc pentru invitația în cadrul jurnalului Agro TV și, așa cum spuneați, să le luăm gospodărește. Investiții haotice în sectorul agroalimentar și 2% din PIB-ul țării alocat agriculturii sunt doar câteva dintre subiectele abordate de ministrul agriculturii într-o emisiune difuzată recent la Prima News. Domnule Ștefan Gheorghiță, știu că ați urmărit intervenția liderului de la MADR
Și acum marea întrebare. Cum vine asta? Se recunoaște de la cel mai înalt nivel că s-au făcut investiții fără cap și fără să se țină cont de interesul agriculturii naționale, dar se anunță cu mândrie 2% din PIB pentru agricultură. Un procent egal cu cel de la Ministerul Apărării. Într-adevăr, am urmărit și eu emisiunea cu declarația domnului ministru de la agricultură, domnul Florin Barbu, și într-adevăr, la prima vedere, domnia sa s-a exprimat că investițiile în agricultură s-au făcut într-un mod haotic. Acum, domnia sa este politician și câteodată pentru a scoate mai bine în evidență ceea ce dorești să faci sau ceea ce faci, e bine să pui un context mai cenușiu problemele respective, fiindcă atunci realizările tale pot să apară mai pregnate. Pe de o parte. Pe de altă parte, cred că a fost și o figură de stil în care domnia s-a avut să sublinieze că anumite lucruri care s-au făcut în agricultură nu s-au făcut chiar foarte bine și după o strategie foarte clar definită, ceea ce de-a lungul timpului și presa a subliniat acest lucru și este o realitate, deoarece să nu uităm că avem numeroase cazuri de fonduri europene și fonduri naționale care au fost cheltuite fără a se respecta foarte bine criteriile de eficiență economică. Astfel ne aducem aminte de situații în care s-au făcut fabricuțe de lapte, dar în zonă unde nu este materie primă. Ne aducem aminte de unități de procesare care s-au făcut în zone unde nu aveau ce să proceseze. Ne aducem aminte de unități de procesare care au fost făcute de anumiți investitori care până nu au avut forța să asigure capitalul circulant pentru a finanța achiziția și desfacerea produselor prin aceste unități și foarte multe alte situații de genul ăsta. Pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că nu am avut o strategie coerentă pentru a acoperi sectoarele deficitare din procesarea românească, ca să zicem așa. Și acest lucru este cel mai bine subliniat de valoarea importurilor. Importăm foarte multe lucruri procesate. Să nu uităm de brânzeturi, să nu uităm de meseluri, să nu uităm de conserve, să nu uităm de uleiuri și așa mai departe. Ceea ce nu este în regulă și arată într-un fel sau dovedește într-un fel ceea ce zice domnul ministru. Am avut parte de niște investiții haotice. Chiar dacă ne-am bucurat de un buget destul de onorabil, fiindcă dacă punem în contextul cât își permite România, în momentul în care la agricultura ai un buget cât la apărare, lucrurile pot fi puse pe un nivel de acceptabilitate. Dar să nu uităm că acest buget de la agricultură trebuie să acopere și participarea noastră la programele cu fonduri europene, unde avem banii care îi primim de la comunitatea europeană și banii pe care trebuie să-i asigure bugetul național. Și atunci efortul respectiv trebuie acoperit prin acești 2%. Da, una peste alta, ca să și concluzionăm, cred că domnul ministru, în mare măsură, are dreptate când afirmă că anumite lucruri s-au făcut haotic, nu chiar toate, fiindcă totuși sunt și lucruri bune care se întâmplă în țară și este de apreciat acest lucru și cred într-adevăr cu tărie că trebuie regândită strategia de dezvoltare a investițiilor în domeniul agroalimentar. Să căutăm oameni, investitori care au capacitatea și aici poate prioritar ar trebui să fie cooperativele, dar cooperativele care au forța economică să ducă o astfel de investiție și să o și exploateze ulterior, trebuie să gândim la investitori cărora să le dăm ajutoare de stat pentru a dezvolta unități de procesare mari. Dacă îmi vorbesc de astfel de investitori, vorbesc de investitori consacrați care au nume și experiență și forță financiară pentru a face acest lucru. Și trebuie să ne orientăm la domeniile deficitare. Și e foarte simplu, ne uităm în balanța de import-export și vedem unde stăm prost. Și în funcție și de condițiile concrete din România, fiindcă degeaba ne propunem să dezvoltăm producția de banane, nu vom putea. Dar pe alte domenii se poate, pe carne de porc, pe carne de vită, pe conserve, pe conserve de legume și așa mai departe, se poate gândi o strategie națională. Și este de dorit. Sperăm să se și întâmple.
Profitul include și răbdare și mă refer aici, domnule Gheorghiță, la faptul că prețul cerealelor în momentul de față este sub așteptări. În ciuda acestei realități, de moment, prognozele din piață sunt îmbucurătoare pentru cei care se ocupă de cultura mare. Chiar dacă este al treilea an consecutiv încheiat la limită din punct de vedere al profitului, un preț bun obținut la vânzarea producțiilor ar aduce un strop de siguranță. Fermierii se strângă din dinți ca să pună recolta lui 2024 la păstrare în speranța unei reveniri a burselor de cereale. Există motive ca să fim optimiști? Legate perspectivele prețurilor la produsele agricole în sezonul 2023-2024, adică ne referim la ceea ce ne așteptăm că va fi în vară, nu știu dacă eu am cele mai bune date sau cele mai bune cunoștințe pentru a mă pronunța și nu să încep să fac munca colegilor care se pricep în acest sens și sunt analiști de PSD. Dar să-mi permit câteva observații la nivelul unui fermier și cam ce cred eu că ar trebui să fac un fermier. În perioada asta trebuie să urmărim foarte bine informațiile care vin de peste tot, din toate sursele, cât mai multe. Bineînțeles că nu putem să citim chiar tot ce se întâmplă, dar trebuie să ne alegem niște surse importante pe care să încercăm și noi să le interpretăm, atât prin ceea ce ascultăm sau vedem la analiștii de meserie, dar și prin interpretările proprii. În acest sens, poate ar fi de reținut ultimul raport al USDA privitor la evoluția comerțului mondial și unde apar câteva cifre interesante. În privința grâului, la nivel global avem o scădere a stocurilor estimate acum la sfârșit de martie cu circa 22 de milioane de tone la nivel global, ceea ce poate indica perspectiva creșterii viitoare a prețurilor. Cu cât, cum și în ce fel, în perioada următoare va rămâne să vedem. Va conta foarte mult și evoluția vremii. Dacă în anumite zone vor apare probleme, secetea se va dezvolta pe regiuni mai mari și atunci estimările de producție vor scade, acest deficit de stoc se poate accentua și atunci și creșterile să fie mai semnificative. În același timp, la porumb, în schimb, estimările stocurilor sunt în creștere și avem aici în special stocurile crescute care se regăsesc în Statele Unite. Celelalte țări, și importatorii și exportatorii, sunt cam acolo. Nu au nici creșteri, nici scăderi semnificative, cu excepția Statelor Unite, care are o creștere a stocurilor de aproape 20 de milioane de tone, ceea ce este de așteptat să pună presiune pe exporturi, fiindcă, bineînțeles, și fermierii americani vor vrea să vândă această marfă pentru a își încasa banii aferenți. Legat de soia, o cultură care mie mi-e dragă și care este cultivată într-o oarecare măsură în județul Brăila, la fel, stocurile sunt în creștere. Nu la fel ca la porumb, dar sunt în creștere și este de estimat că în perioada următoare prețurile să rămână în aceeași zonă. Deci astăzi putem discuta de o așteptare de creștere de preț la grâu. Cât de mare va fi? Cât de mare va induce temerea în piață aceste vești existente sau viitoare, va rămâne de văzut. Este greu de spus. Este foarte important de văzut cum va merge aici în bazinul Mării Negre războiul, în ce măsură va afecta producțiile din Ucraina și din Rusia, cum se va dezvolta zona de secetă care este acum în România și în Republica Moldova și care se poate extinde, de ce nu, și în Ucraina, sau se poate dispare dacă Bunul Dumnezeu ne va aduce niște precipitații semnificative. Deci, discuțiile sunt multe, dar recomand tuturor fermierilor să urmărească cât mai multe surse și să nu se grăbească în a lua o decizie. O decizie trebuie bine cumpănită, bine analizată. Putem să ne gândim și la stocare, dar stocare trebuie să nu uităm că o face cine are unde să o facă, adică are magazin, doi, cine își permite să aștepte pentru încasarea acestor bani și ceea ce pentru foarte mulți colegi cred că este foarte greu, fiindcă deja problemele de capitalizare sunt masive. Deci fiecare va trebui să analizeze bine toți faptul și să decidă în consecință. Decizia ne aparține.
Un alt subiect pe care vă rog să-l comentați, recunosc mi-a venit ideea ca să-l abordăm după ce recent a fost lansat de o companie de asigurări un produs, o poliță dedicată pomicultorilor care acoperă mai multe riscuri. Așadar, vă rog să abordați subiectul asigurărilor în agricultura noastră. Există o reticență a fermierilor români pentru astfel de colaborări cu firmele de asigurări, în condițiile în care agricultorii din vest nici nu încep înființarea unei culturi fără ca să aibă încheiat un contract complex de asigurări. De aici vă las pe dumneavoastră. Asigurările în agricultură sunt o poveste deja mai veche, despre care eu am mai vorbit, am mai scris și deocamdată este în stand-by, ca să zicem așa. De ce spun asta? Fiindcă tot căutăm la nivel de țară fel de fel de formule. Într-un fel sau altul, fond mutual, formule de asigurări, care mai de care mai complicate, încercăm să căutăm specialiști, să căutăm firme care să ne recomande, da? Eu personal nu înțeleg de ce nu încercăm să adoptăm singurul model care s-a dovedit viabil până acum în Europa și este vorba de Agroseguro din Spania. Și care, în esență, înseamnă următorul lucru. Punem la aceeași masă asiguratorii, punem beneficiarii, adică fermierii, și toată treaba asta este mediată și sprijinită de către stat. Prin Ministerul Agriculturii și Ministerul Agriculturii și agențiile specializate în domeniu, cum este Autoritatea de Supraveghere Financiară. Noi, în continuare, suntem la stadiul în care căutăm alte formule. Nu știu, dar eu nu spun că nu o rezista, dar pierdem deja foarte mult timp, suntem în întârziere și nu avem chestiuni concrete. De exemplu, la această oră sunt maxim două firme de asigurări care oferă polițe de asigurare pentru secetă limitate și ca suprafață și ca zone și este o realitate, fiindcă nu e așa, fiecare investitor încearcă să și câștige. Nu este o societate de binefacere, nu este un ONG. Cât timp guvernul nu va gândi să dezvolte o piață a asigurărilor globală pentru agricultură, nu vom vedea rezultate. Din păcate, până la ora actuală, eu nu văd semnale încurajatoare din partea Ministerului Agriculturii. Se discută, dar foarte puțin, fără substanță și fără niște soluții concrete care să poată să rezolve odată pentru totdeauna această problemă. Deci, din păcate, nu sunt încrezător că în perioada următoare vom avea vești bune în acest sens. Sper să mă înșel. Vă mulțumesc, domnule Ștefan Gheorghiță. Firul 4 o să-l despicăm și săptămâna viitoare. Mulțumesc pentru invitație și sper că am fost de folos colegilor mei fermieri. Cum să identificăm mierea românească față de cea din import? Detalii imediat. Miere de albine se găsește peste tot, de la marile magazine comerciale, în piață sau chiar la stradă, vândută la poarta gospodăriilor. Însă cea mai importantă întrebare este cum o alegem pe cea de calitate superioară și mai ales sănătoasă. Răspunsul vine tot de la un cunoscător care ne arată diferențele dintre mierea contrafăcută și cea produsă corect. Firul ăsta trebuie să fie infinit. Nu se termină niciodată la mierea naturală. Uite așa, stăm lângă el, să-l dăm pe jos pe aici, uitați-vă la el, îl vedeți, el nu se întrerupe, el e infinit. Niciodată la un sirop de zahăr nu o să-l vedeți să stea așa tot timpul, îl vedeți cum rămâne, dacă se vede, uitați, se vede. Din ce în ce mai... El la zahăr o să vedeți că pe aici se taie. Deci stăm așa cu el, așa, uite, și rămânem cu el cât vrem noi. Acesta ar fi un semn care... continuitatea firului. Îl vedeți? El a început să ajungă, uitați, e aproape de jos, a ajuns. Da, se vede jos. Vedeți? La siropul de zahăr, să spunem, nu o să facă niciodată o asemenea continuitate. Pe de altă parte, și gustul este diferit. Când pui miere de albine în gură, se transmite direct. Deci aroma aia trece imediat, ajunge în creier, simți. Deci, prin papilele gustative, ai simțit-o. La zahăr este un delay. Deci pui în gură și creierul nu simte imediat. Când
Când vine vorba despre consumatori, aceștia recunosc că merg pe încredere. Știți cum să deosebiți mierea bună de mierea? Am încredere în persoana care mi-o livrează. Am încredere. Da, să se cunoaște. Cea de albine, cea de salcâm, de pei, de... ce mai bei? Față de mierea care a apărut pe piață din Ucraina și China, care credeți că e mai bună? Cea românească sau... Cea românească, automat. Automat. Pentru că... Adevăr, când o folosești, o pui în ceai sau în cafea, se vede. De obicei, de la o persoană cunoscută care se ocupă cu așa ceva. De ce nu din magazin? Pentru că am această oportunitate pe cineva apropiat de la care iau frecvent. Știți să faceți deosebirea între mierea de calitate și mierea contrafăcută? Dacă... Ideea este că nu sunt convinsă de lucrul acesta. Știu că undeva, cândva, se spunea că cea care face o bulă atunci când întorci borcanul ar fi mierea corectă, mierea cea bună, dar nu sunt sigură de lucrul acesta, deci nu pot să mă pronunț. Cu toate acestea, consumul de miere a scăzut. Oamenii se îndreaptă spre zahăr în loc să aleagă mierea de albine. Un lucru total greșit, spun medicii, care așa explică și numărul mare de diabetici din România. Persoanele din ce în ce migrează, din păcate spun eu, migrează mai mult spre zahăr și spre fructoză. Cu toții cunoaștem că mierea în primul și în primul rând este cunoscută ca un medicament. Este singurul glucid care nu produce diabet, care poate fi consumat fără absolut nicio problemă. Este un produs viu deoarece conține și enzime în primul rând, apoi normal vitamine, minerale, etc. Pe când produsele din zahăr și din fructoză sunt produse moarte, nu au nimic viu în ele și au adus numai diabet. Dar oamenii nu sunt conștienți de acest pericol și, v-am spus, migrează din ce în ce mai mult spre surogatele de miere. A venit primăvara și este perioada propice pentru a începe campaniile de împădurire. Aceste activități se desfășoară în general acolo unde arborii bătrâni au fost puși la pământ, fie de fenomene meteo severe, fie prin exploatări controlate. Cătălin Podea, director tehnic în cadrul direcției silvice Argeș, prezintă pașii legali și corecți de urmat în aceste protocoale dedicate protejării pădurilor, fie că sunt ale statului, fie că sunt private. Pentru a asigura o dezvoltare armonioasă a pădurilor, legea prevede că sunt necesare campanii de tăieri ale arborilor, respectând însă anumite reguli. Tăierile în pădurile administrate de RonSilva, de Direcția Silvică Argeș, se fac conform amenajamentelor silvice. Toate partizile constituite de Direcția Silvică Argeș sunt valorificate prin mai multe modalități. O parte din cota masei lemnoase se vinde pe picior către